proiect aveți dumneavoastră dacă veți câștiga pe data de 9 iunie? Ce veți, care va fi primul lucru pe care îl veți face? Păi, în primul rând, cred că o să facem o consultare și când vorbesc despre mine, vorbesc de întreaga mea echipă. Sigur, deci, așa suntem și așa o să fim în continuare, o echipă. Da. O să facem consultări la nivel restrâns între consilieri locali și chiar și nu chiar, cu siguranță și cu cetățenii, să identificăm și mai bine nevoile lor. Da? După care, repet, cred că trebuie schimbate regulile. Știu că nu vă place termenul de proiecte, domnul Drugă, dar trebuie să veniți în fața cetățenilor cu ceva să-i determinați să vă voteze pe dumneavoastră. Da, nu îmi place cuvântul proiecte, da. L-am auzit de la... Ce planuri aveți atunci? Da, planuri, punctual planuri, da, sunt multe. În primul rând, cred că sunt cele care se pot realiza imediat din bugetul local, da, prioritizate în funcție de buget. Și de nevoi. Și de nevoi, sigur că da. Da, și atunci putem avea un cămin cultural la castelul pe care l-a modificat și l-a făcut orice altceva, numai cămin cultural nu mai e. În ideea că există un proiect. Apropo de proiecte, există un proiect de câțiva ani în care o să avem un cămin cultural nou la castel. Așa. Un proiect, dar în momentul ăsta nu avem niciun cămin. E că nu s-a întâmplat nimic cu acel nu s-a întâmplat nici cămin. Cu proiectul. Căminul, în schimb, l-a desfințat, l-a recompartimentat și a făcut sală de ședințe, de festivități și nu mai știu ce. Deci noi la castel nu avem cămin cultural. Nu știu dacă e o prioritate imediată, dar se poate realiza din bugetul local cu bani foarte puțin și într-un timp foarte scurt. Da. Adică reabilitarea căminului. Reabilitarea, cultural. Da. Readucerea la starea inițială de cămin cultural și nu de anexa la Consiliul Local al Primăriei. Da. Acolo unde se pot. Deci cum, de acest cămin cultural se ocupă și are, adică intră în acel cămin cultural și își desfășoară activitatea administrația locală? Păi nu mai există cămin cultural. L-a recompartimentat în trei adică își desfășoară camere activitatea și, când au ei da, și una dintre ele avem noi sală de festivități unde ținem ședințele de Consiliul Local. Probabil, nu știu, sunt prea mulți în primărie, nu știu de ce. Despre școli ce ne puteți spune? Școlile... Ele sunt prioritare. Sunt prioritare, dar cred că educația e prioritară, nu școala în sine. Da. Și educația, dar și școala în sine și condițiile... Condițiile de școală, copii, m-am spus, la Nisipoare există școala nouă, care nici aia nu mai arată după câțiva ani. Da, haide să nu criticăm foarte mult. La Castelu are un proiect acum de reabilitare termică. Acum 4 ani a venit un vânt și a luat acoperișul școlii de vreo 3 ori la rând. Ne-a spus de o școală nou reabilitată. Școală sau... cu acoperișul schimbat atunci, da, după ce l-a schimbat, da, condiții meteo, singura clădire din zonă a fost școala respectivă. De 2 sau 3 ori a luat vântul acoperișul. Da. Acum a început reabilitarea din nou. Reabilitare, reparație. E ok că se face. În ceea ce privește educația, ne spune că nu are niciun fel de atribuții în domeniu, da. Legal nu, dar ești gospodarul comune. Da, dar este primarul comune. Ești gospodarul comune, da. Și foarte mulți cetățeni de la noi merg cu copiii la școli în localități învecinate. Deci avem copii din Castelul la grădiniță, la Poarta Albă la școală, la Poarta Albă la școală, la Megidia, la grădiniță, la Megidia. Deci cetățenii preferă să meargă. Da, avem și... Vecinii din Castelul, Poarta Albă, Valul, Megidia, cum ați spus și dumneavoastră, au făcut pentru... Nu se compară. Da. Nu se compară, dar nu s-a putut lua așa un exemplu? Adică dacă vecinul a făcut, eu nu pot să fac... Nu s-a mers pe premiu. Păi, pe exemplu, ar trebui în primul rând să conștientizeze faptul, da? Dacă nouă ne repetă că e cel mai bun primar din zonă și cu cele mai multe proiecte, în cazul ăsta nu mai avem ce discuta. Vă vedeți umăr la umăr cu actualul primar? Niciodată. 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 Pentru că, da, inițial, atunci, după alegere, am sperat că o să putem face ceva împreună. Da. Chiar i-am propus la un moment dat, că îmi reproșează acum că cu mine ca și viceprimar, nu, i-am propus să pună un viceprimar sau să alegem un viceprimar și de la noi, da. În condițiile respective, da, am fi putut colabora, da.
Deși, vă repet, faptul că am intrat în politică a fost, da, persoana domnului primar care... Pentru că el conduce tot acolo. Nu am ceva personal cu el, să nu mă înțelegeți greșit. Dacă mâine nu mai e primarul Comunei Castelul, nu am nicio problemă cu dânsul. Da. Dar am ceva cu primarul Angel. Asta e. Iar în condițiile în care, da, dânsul ne-a spus la vremea respectivă, cu voi niciodată. Expresia domnului primar. Cu voi niciodată. Nu s-a avut o colaborare. Da, și la un moment dat a și recunoscut că, din cauza că nu a colaborat cu noi, a pierdut nu știu ce sume de bani care... ar fi putut fi alocate. Nu știu cum. Da. Vă doresc mult succes, domnul Drugă, și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studio. Mulțumesc și eu, îmi pare rău că tot critic am făcut și emisiunea asta. Da. Mai mult pe critică și mai puțin pe... Vă mulțumesc pentru prezență. O zi frumoasă să trăiți. La revedere!